Câți dintre voi iubiți adevărul? Aveți grijă ce răspundeți. Dacă nu gândim, imediat aruncăm mâna sus și spunem, oh, noi cum să nu iubim noi adevărul? da? Însă atunci când este o zonă convenabilă nouă, iubim adevărul acolo până în pânzele albe. Când suntem într-o zonă vulnerabilă sau într-o zonă în care nu ne simțim atât de confortabil sau suntem compromiși, acolo încercăm să găsim explicații, tot felul de notițe de subsol și nu mai iubim atât de mult adevărul. Oricum ne-ar spune cineva adevărul, până la urmă tot doare. Chiar dacă o spune în glumă, s-ar putea să taie mai tare decât dacă ți-o spune clar și răspicat. Și îmi vin în minte acum două exemple vis-a-vis -vis de spunerea adevărului. Marele pianist Ignas Paderevski cântau într-o ocazie la pian. Și a venit lângă el, după ce a terminat de cântat, o domnișoară aristocrată foarte răsfățată și a zis Vai, domnule Paderevski, așa de frumos cântați, așa de mult îmi place să vă ascult. Ce îmi recomandați să fac pentru ca să pot cânta și eu ca dumneavoastră? La care scurt i-a răspuns să vă măritați. <laughs> da? I-a spus un adevăr în față, adică n-ai talent, vezi de treabă, nu ești pentru așa ceva, nu ești dispusă să faci anumite sacrificii, mai bine te măriți și e ok. Da, un fel de a spune adevărul. Într-o altă recepție din asta foarte foarte selectă. Era George Bernard Shaw, la care vine uh, o domniță și spune Vai, domnule Shaw, atât de inteligent sunteți. Tot am stat eu și m-am gândit, am stat și m-am gândit. Auziți? Ce s-ar întâmpla dacă noi am avea un copil împreună? Să fie frumos ca mine, deștept ca dumneavoastră, la care el foarte cinic spune Domniță, v-ați gândi ce s-ar întâmpla dacă ar fi invers? <laughs> un alt adevăr, da? Spus în glumă, dar era un adevăr tăios pe care l-a enunțat. Adevărul să știți că nu este foarte confortabil chiar și atunci când ești dispus să faci anumite sacrificii, pentru că te pune la treabă. Ori rămâi în starea aceea și cauți scuze și explicații, ori dacă îl iei și ți-l asumi, trebuie să faci niște schimbări în viața ta. Societatea în care trăim este una a validării ieftine. Și mai nou, oamenii nu sunt validați, și mai de mult era așa, dar mai nou, oamenii nu mai sunt validați prin ceea ce reprezintă ei. Și prin câți admiratori au. De multe ori când le pun câte o piesă muzicală copiilor la școală, mă întreabă, domnul, câte like-uri are? Câte, câte vizualizări? Și zic, nu contează asta, pentru că este o capodoperă, este o lucrare foarte valoroasă și nu contează câți dau like acolo, pentru că au existat mulți oameni de cultură, mulți oameni de artă care au fost recunoscuți post-mortem. După ce au murit, abia li s-a recunoscut geniul, da? Van Gogh, unul dintre ei, da? În timpul vieții nu dădea nimeni doi bani pe el. După ce a murit, o, mare artist, mare pictor, mare nu știu ce. Și mulți muzicieni și oameni de cultură, oameni de știință care n-au fost validați în timpul vieții lor, dar asta nu înseamnă că n-au fost valoroși. Aș vrea să Duc uh, meditația noastră și tema din această, din această zi de sâmbătă în zona aceasta în care să ne îndreptăm atenția spre noi înșine și să fim realiști în ceea ce privește autoevaluarea noastră, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere profesional, să ne dăm seama că de multe ori suntem pe o pistă greșită, căutând validare într-un mod excesiv în detrimentul dezvoltării noastre. Uitându-mă în Marea Carte a Lui Dumnezeu, în Scriptură, mi-am dat seama că marii oameni ai Lui Dumnezeu n-au avut like-uri. Ba, din potrivă, au avut hate, ca să vorbesc în limbajul ăsta cu care suntem foarte obișnuiți. Când veneau cu un mesaj din partea Lui Dumnezeu, Scrâșneau din dinți, puneau mâna pe pietre și erau gata să-i omoare. Și întrebarea mea este, aveau valoare oamenii aceștia sau nu? nu? Observați unde ne duce gândirea asta contemporană și felul ăsta de a ne valida pentru ceea ce nu suntem? Un exemplu care îmi vine în minte acum este cel al lui Moise, care a venit să elibereze poporul din țara Egiptului, și care de cele mai multe ori, când apărea o problemă, poporul se înfierbânta, se mânia și cârtea împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și uneori le creștea zahărul atât de tare în sânge, încât erau în stare să-l omoare cu pietre. Capitolul 17 din Cartea Exodului au ajuns la refidim, la stânca Horeb da? sau Sinai, cum vreți să-i spuneți. E același lucru. Sunt... E vorba de același, de același loc, doar că erau nume diferite. Au ajuns acolo și li s-a făcut sete. Și că poporul căuta ceartă cu Moise. Dacă ar fi fost un populist, se gândea cum să ia cu binișorul, să atragă atenția, să aibă mai multă popularitate. Dar el avea un singur gând, să-i ducă pe oamenii ăștia în țara Cananului. Nu conta cum. Și poporul, când se lovea de anumite impedimente, începea să cârtească. Și acum erau atât de mânioși, încât moi se merge la Dumnezeu, zice, Doamne, mai un pic și ăștia mă omoară cu pietre. Unde sunt validările aici? Observați cât de ușor ne fură acest trend modern de a căuta validare acolo unde nu trebuie. Când e vorba de formarea noastră spirituală, profesională, nu trebuie să căutăm validarea mulțimilor. Este important, chiar spune un profesor din Franța, nu mă interesează să mă valideze două milioane care poate nici nu știu să scrie. Mă interesează dacă mă validează unul singur care știe ce scriu și de ce scriu. Și chiar am observat lucrul acesta, că acolo unde sunt lucrurile de valoare, sunt foarte puțini care le accesează. Ce accesează lumea? Lucrurile facile, divertismentul ăsta ieftin, distracția, da, lucruri care sunt accesibile. Moise, Doamne, ăștia nu numai că nu mă validează, vor să mă și omoare. Ce să fac? Să încerc să iau cu binișorul? Nu! Nu-ți schimba poziția, nu-ți schimba cauza, nu-ți îndulci discursul. Mai ai cu tine încă vreo 70, du-te, lovește stânca și arată-le ce au de făcut. Este atât de tentant să te pliezi după ispitele acestui viac, și când mă refer la ispite, nu mă refer la, la anumite adicții, ci mă refer la, la tentația de a îndulci drumul tău, de a mai tăia din pretențiile tale, astfel încât să fii pe placul mulțimilor. Este foarte tentant. Și am văzut și în perioada pandemiei foarte mulți uh, oameni de medie, oameni de cultură, care, iertați-mi expresia, spunea un profesor de teorie din... Uh, din conservator, s-au prostituat cultural doar ca să fie pe placul mulțimilor și să atragă bani. Și spunea, prefer să rămân integru decât să fac compromisurile acestea și să fac un deserviciu artei. Era singurul profesor sau printre singurii care nu accepta niciun fel de atenții dar restul, toți erau cu plăsuța, cu cadourile, știți, ah, buchetul de flori, nu știu ce, ciocolata, adă, nu știu ce, cafeaua, pachetele și toate alea. Meditații înainte, nu. El făcea meditații cu toți, cine vrea să se pregătească pentru admitere la conservatorul din Timișoara, chiar pot să-i spun numele, era domnul Giulvezan, acum este în pensie, și spunea, fac meditație cu toți. La fel, zero bani, nu mă interesează. Cine vrea, uite, la ora cutare, între orele cutare, fac meditații în zilele cutare, înainte de admitere. Restul toți erau în privat, așa, știi, că înainte, hai să deschizi ușa cu capul. El nu. Dar nu era iubit de foarte mulți. Când era la examen, era foarte zgârcit la note. Dacă luai un șapte, erai, dacă treceai încolo la 8, 9, 10, erai foarte bun. Dar știți că mi-aduc aminte cu drag de el, Știți de ce? Pentru că a fost un etalon, un reper care nu mă minte. Și este foarte greu să găsești oameni din ăștia. Pentru că tentația e atât de mare să te duci în zona aceasta populistă, unde vin toate avantajele, pentru că oamenilor le place să-i mi să minți. Le place să-i minți frumos și să le spui că sunt grozavi, că sunt extraordinari, că este totul ok. Mi-aduc aminte, dimineața a venit tais la mine cu două desene și mi a zis, -a, ce părere ai tati? Era un, o, un desen copiat, așa, conturul și colorat mai frumos, altul mai puțin frumos. Zic, tati, vrei să te mint? Nu, spune-mi adevărul. Dacă vrei să te mint, spun, pa, ești un geniu, ești extraordinar. Zic, este un desen frumos, apreciez dorința ta de a desena, de a colora, poți să perfecționezi, însă, nu-i nimic excelent în chestia asta, dar poți mai mult. Ei, dacă îi minți pe copii, începi să le creezi o imagine falsă despre ei. Mamă, păi Mozart era mic copil pe lângă tine. Și Da Vinci și ceilalți. Ești un mare geniu. Numai că lumea nu te apreciază. Se duce la școală și întâlnește pe cineva care îi pune imaginea în față și zice Îmi pare foarte rău, dar nu meriți decât atât. Și vine acasă și zice, păi mă, tată, voi. Și știți ce fac părinții mai departe? Vai, copilul meu, oh, e extraordinar. Și vin la școală și sunt stare să iau de gât pe profesor. Cum ați îndrăznit să-mi jigniți copilul în felul ăsta să spuneți că e nu știu cum și nu știu cum. Și în felul ăsta, el crește cu ideea că este cineva, dar de fapt nu este și întreține o viață imaginea aceasta. În relație cu Dumnezeu, uneori realitatea este șocantă. În momentul în care Dumnezeu și-a ales oamenii să spună adevărul, nu l-au spus în glumă niciunii dintre ei. Și l-au spus într-o manieră cât se poate de contondentă, de tare, de dură. Și au fost iubiți? Moise, a fost iubit? A fost respectat? Se temeau de el, dar nu prea a fost iubit. A fost un Iosu, a fost un Caleb, au mai fost câțiva care, care au fost lângă el și l-au iubit. Dar majoritatea nu l-a iubit pe Moise. Dacă mergem mai departe la omul lui Dumnezeu, la Ilie, da? Am pus titlul acesta, Adevărul și Oamenii fără like pentru că adevărul este adevăr, dar trebuie să fie purtat de niște oameni în lume ca să fie cunoscut. Și atât adevărul, cât și oamenii care îl poartă, nu prea sunt, nu prea sunt plăcuți. Întâi împărați capitolul 17, vine uh, Ilie cu un mesaj din partea lui Dumnezeu la Ahab și spune, fii atent, în anii aceștia, trei ani și jumătate, nu o să fie ploaie după cuvântul meu și a plecat. Și Ahab a înțeles mesajul. Ești pe cărări, așa cum nu vrea Dumnezeu, ești idolatru, trebuie să te întorci la Dumnezeu și tu și poporul. Dar n-am mai zis lucrurile astea, a plecat. Care a fost concluzia? Vis-a-vis -vis de Ilie. Ce au zis? Și împăratul, și, mă, un om al a spus adevărul, Doamne, ce om al lui Dumnezeu, Domnul să-l binecuvânteze, mă, dar unde este să mai ascultăm cuvintele lui? Asta a fost atitudinea față de adevăr? Da, de unde? Unde-i să-l omorăm? Să scăpăm de el? Și în momentul în care, după trei ani și jumătate, se întâlnesc cu Ilie, se întâlnește Ahab cu Ilie, ce a spus? Tu ești cel ce ne norocești pe Israel? Unde era problema? La Elie sau la El? Observați cum suntem dispuși să întoarcem realitatea, să sucim adevărul ca să fie în avantajul nostru și să proiectăm asupra altora problema. Nu eu am o problemă, alții. Întotdeauna alții au o problemă. Însă Ilie, omul lui Dumnezeu, în momentul în care Ahab vine în fața lui cu această învinovățire, îi întoarce oglinda și spune, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Bali. Este foarte greu să ai tăria aceasta și să spui adevărul, să ți-l asumi și să trăiești conform adevărului cât de confortabil a fost pentru Ilie să trăiască din adevăr. Câte milioane de euro curgeau în conturile lui, nu? Chiar aveam o emisiune cu domnul doctor Filip Anait și spunea, nu știu cum se face că oamenii ăștia foarte populari în lumea asta evanghelică se plimbă cu avioanele ca muștele. Zice și eu n-am bani, zice, n-am bani să mă plin cu avionul în America, nici de un bilet. Dar ăștia zice, fac naveta acolo. Oare nu cumva s-a stricat mesajul lor și mint atât de frumos încât oamenii să sară cu bani acolo? Da, este foarte popular să minți. Și uh, omul lui Dumnezeu Ilie a trebuit să trăiască trei ani și jumătate numai cu pâine și apă. Nu prea e rentabil să stai de partea adevărului, să iubești adevărul. Și dacă ne uităm la, la oamenii aceștia care iubesc adevărul, putem vedea că nu sunt atât de apreciați precum merită. Ascultam un interviu cu domnul Leon Dănăilă și spunea că și-a vândut și casa ca să-și publice niște tratate de chirurgie. Și acum... Stă și el pe unde poate, dita mai somitate, un geniu al neurochirurgiei. Deci pur și simplu când stai în prezența omului ăsta, te simți cât se poate de mic. Pentru că la cât este de mare, este atât de modest și atât de simplu. Și când vezi toate eforturile noastre de a arăta că suntem și ce facem și ce facem. Da. Este o întrebare la care să ne gândim. Nu este confortabil și nu este profitabil să stai departe adevărului. De multe ori ai multe, multe de servicii, chiar lipsuri, chiar prigoană. Nu e un nenorocesc pe Israel, ci tu și casa Tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Câți prorocei a erau? Și ai lui Baal. În total. 850. Majoritatea. Știți ce am constatat în Cuvântul lui Dumnezeu? Că adevărul rămâne adevăr indiferent de cât sunt de partea lui. Adevărul nu se supune la vot. Adevărul nu se schimbă dacă o majoritate zice nouă ni se pare sau noi credem că este așa. El rămâne așa cum l-a dat Dumnezeu. Și nu se schimbă prin vot. Am vrea noi să se schimbe dar El rămâne adevăr. Domnul Iisus Hristos, într-o discuție cu fariseii, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, spune niște lucruri foarte interesante pe care aș vrea să vi le citesc este celebru acest discurs al Domnului Isus Hristos acest dialog foarte aprins în care farisei vin așa să îl stârnească, să îl ispitească, să scoată de la el niște vorbe cu care să-l poată acuza ulterior. În capitolul 8, după ce a avut acea dezbatere cu fariseii și cu cărturarii, spune versetul 31 așa și a zis iudeilor care crezuseră în el, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, adică liberi. Și aș vrea să mă opresc aici. Poate printre puținele avantaje pe care ți le oferă faptul că stai lângă adevăr, este libertate. Sunt puțini oameni liberi. Îi vezi pe unii foarte, așa, în verbă. Și noi, hai, repede, repede, repede. Facem, schimbăm. Și când sunt puși în anumite funcții, brusc își schimbă discursul. A, știți că, de fapt, nu putem, nu facem. Stați că lucrurile s-au mai schimbat. Sau îi se dă agenda. Știți celebra luptă între Joana și Băsescu. <laughs> Peste noapte s-au schimbat rezultatele alegerilor. De ce? Pentru că i s-a dat o agendă. I s-a dat o agendă și a strâmbat poate din nas sau a clipit sau s-a uh, da, încruntat puțin privirea și a zis ok, nicio problemă, lasă că treci pe planul 2. Nu este confortabil să stai lângă adevăr, dar dacă rămâi lângă adevăr, ești liber, ești slobod. Poți să spui ceea ce gândești și poți să acționezi conform conștiinței tale. Dar, repet, asta nu este profitabil deloc. Va trebui să te obișnuiești să fii în mare parte singur, să n-ai foarte mulți admiratori și să nu te bucur de avantajele de care se bucură cei care fac compromisuri. Și aici fiecare dintre noi cădem într-o zonă sau alta. Hai să nu fim moraliști, da? Pentru că unii zic: "Ah, politicienii fac, nu știu ce, da, e adevărat că fac." Dar dacă ai avea aceleași tentații, oare n-ai face la fel? Povestea cineva că veniseră cu niște oferte să vândă aeroportul din Oradea. Și a zis, domnul, așa, nu-i zic numele, nici funcția. Un milion de euro, o ștampilă și o semnătură. Ce se vă mă de aici? Asta nu se vinde. Două milioane de euro. Asta nu se vinde. Trei milioane de euro. Nu se vinde. Și deocamdată nu s-a vândut. Nu știu de ce și cum. Dar deocamdată nu s-a vândut. Probabil că nu era în zona în care îl interesa. Sau poate că era prea vizibilă și prea expusă acea ofertă și ar fi adus alte de servicii. Nu știu. Sau poate că omul chiar a fost de bună credință și n-a vrut să vândă aeroportul. Dar noi, să-ți dea cineva ofertă din asta așa și din pârlit să ajungi dintr-un bugetar cu un salariu din asta mică. Bugetarii n-au -au salarii mari. am da, vorbim așa de cei care sunt în anumite funcții. Și deodată să ți se schimbe viața. O semnătură și o ștampilă. Punct. Sau o minciună la nivel înalt, cum a fost și în perioada da, pandemiei, să minți, da. dar să vină în conturi pagini întregi de intrări. Da? Atunci se cam schimbă lucrurile. Însă, Mântuitorul a spus că dacă vei cunoaște adevărul, adevărul nu te va îmbogăți. Te va face liber. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi inima noi. Cum zici tu veți fi slobozi în încercarele astea de a ne justifica? Ce vorbești, bă? Noi, noi suntem oameni. Încerci tu să ne spui că noi nu suntem și nu facem și nu dregem. asta nu schimbă situația. Adevărul stă în fața ta ca o oglindă și spune ăsta ești. Că vrei să-l accepti e problema ta. Dacă nu-l accepti atunci rămâi în această minciună. Spune Domnul Hristos mai departe, adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Și până la urmă să știți, dragii mei, că bătălia se va da aici la autenticitate. În ceea ce privește caracterul, și în ceea ce privește cine suntem. Vor veni mulți în ziua aceea, cosmetizați din ăștia cu like-uri, știți? Cu ceară multă pe față și cu păreri, cu recenzii de la toți. Doamne, dar n-am făcut noi, uite, aici articole, uite, toate astea ce le-am făcut. Și ce spune Hristos? Nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Și în cartea Apocalipsei, sunt acolo câteva descrieri ale celor nemântuiți și ale celor mântuiți în care factorul minciună este foarte important. Face diferența între viață și moarte. Spune despre cei 144 de mii în capitolul 14 că în gura lor nu s-a găsit minciuna. Sub nicio formă. Că vorbești de fățărnicie, că vorbești de minciuna sfrontată, că vorbești de min minciuna existențială, de impostură, tot forme de minciună sunt. Și aici nu vreau să dau în nimeni, dar vreau să pun o oglindă în fața mea și în fața dumneavoastră. Cum stăm în fața lui Dumnezeu? A, unii vin cu listele de păcate, faci asta, pac, ai zburat din cer, mai faci asta, pac, ai zburat din cer. Nu despre asta vorbim, ci despre cât de liniștiți sau neliniștiți stăm noi în fața Lui Dumnezeu. Că în fața oamenilor găsim tot felul de circunstanțe atenuante, tot felul de scuze. Dar întrebarea mea este, oare stau și în fața Lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte când a spus Domnul Hristos pilda aceea cu ce poftiți la cină? Și a venit unul... A zis, ce să-mi iau o haina pe care mi-a zis împăratul să o iau? Ia eu una care îmi place mie. Nu iau eu haina de nuntă și de spăți. Și se uită împăratul direct la el, așa? Nu, nu vreau să mă uit la cineva, să credeți că am ceva cu cineva. Și zice, mă, dar tu cum ai intrat aici? Și ce spune Scriptura? Omul acela a amuțit. În fața unii la alții putem să găsim tot felul de explicații. Da, pf, e extraordinar. Stai să vezi că din cauza aia mi s-a întâmplat acolo, m-am împiedicat, de asta n-am venit la timp, de asta am întârziat, de asta n-am făcut asta, cealaltă. Însă, în fața lui Dumnezeu, oare nu vom amuți? Zice, în gura lor nu s-a găsit minciună. În Apocalipsa 21 și 22, la fel. 21 cu 8. Spune așa, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Toți mincinoși. Înseamnă că sunt mai multe categorii și sunt destul de mulți. Partea lor este cea care scrie acolo. Apoi, 22 cu 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, Ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Wow! Unde iubim minciuna în viața noastră și unde trăim în minciună? Și dacă suntem sinceri cu noi, ne dăm seama că fiecare avem zonele noastre vulnerabile unde trăim în minciună și unde iubim minciuna. Am dreptate sau nu? Toți. Avem zone în viața noastră unde iubim minciuna și unde trăim în minciună. Dar ne place să arătăm cu degetul acolo unde noi stăm bine. Păi, eu nu fumez. Păi, asta fumează, asta. Pă, eu nu fac aia, nu fac cealaltă. Și arătăm cu degetul. Dar avem zonele noastre unde trăim în minciună. Și unde suntem vulnerabili. Și acolo nu mai suntem atât de. sau poate că îi acuzăm pe alții exact de ceea ce facem noi ca să părem altfel. Da? În comparație cu ei. Adevărul și oamenii. Adevărului n-au avut multe like-uri și nu sunt bine primiți. Însă au avantajul că sunt liberi și au avantajul că sunt pe placul lui Dumnezeu. Dacă ai un singur like la lui Dumnezeu, este suficient. Asta face diferența și în viața asta, și în viața viitoare. Chiar dacă nu te bucuri de popularitate, chiar dacă nu ai atât de multe avantaje, libertatea aceasta îți aduce o liniște pe care nimic și nimeni nu ți-o poate compensa. Și cred că oamenii de valoare trăiesc în această dimensiune. Îmi vine în minte acum exemplului al lui Arhimede, nu? care după ce romanii au cucerit zona aceea în care era el, era atât de liniștit în lumea lui și în calculele matematice și uh, scria pe nisip acolo, făcea niște calcule și când a venit soldatul roman să-l aresteze, a zis, nu strica cercurile. Păi știi, era un război. Erau acolo Cucerit, de romani. Era atât de prins în lumea lui și trăia atât de liber în lumea lui, încât a zis, nu-mi deranja cercurile. De restul, fă ce vrei. Câți dintre noi avem această zonă de siguranță în suflet în care să nu ne pese de nimic altceva decât de ceea ce spune Dumnezeu și de această libertate pe care nu poate da nimic altceva decât trăirea în adevăr. Da. Este o problemă pe care o las deschisă în fața dumneavoastră. Un lucru este cert că mulți foarte mulți dintre noi iubim minciuna și trăim în minciună. Ca să nu zic toți, în anumite procente. Da? Provocarea lui Dumnezeu este foarte mare. Zice, toți mincinoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm la noi, la personalitatea noastră, la caracterul nostru. În, în, lumina a ceea ce ne prezintă Dumnezeu, astfel încât să nu ne mințim și în ziua aceea să avem o surpriză foarte mare. Chiar și în viața asta, că îți dă niște palme de nu te vezi. Eram la un concert și cu asta vreau să închei. Un maestru foarte cunoscut, nu-i dau numele. Și la un moment dat, pune pe partide, așa să cânte fiecare. Și întreabă, din ăștia cu pile, cu relații, intrați așa pe funcții, pe posturi, dumneavoastră, unde n ați terminat conservatorul? Sau l-ați făcut cu la secția de sculărie și tinichigerie? Și cântați ca niște tablagii. Nu-ți trebuie rușine mai mare ca asta. În fața orchestrei, intrat pe pile, să te faci de tot râsul. Bineînțeles că la toate concertele erau de râsul lumii. Că oamenii au înregistrat lucrul ăsta și mai împungeau când puteau să facă mișto. Viața te pedepsește dacă nu trăiești în adevăr, mai devreme sau mai târziu că despre Dumnezeu nu va accepta pe nimeni care nu trăiește în adevăr. Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm corect și să trăim în adevăr chiar dacă nu este atât de confortabil. Mai bine să trăiești în adevăr și în liniștea colibei tale, cum spunea Slavici, pentru că doar liniștea colibei tale te face fericit. Amin.